Ce a fost o benzinărie și? Nu benzinărie, a fost o fabrică cea de uleiuri de okay. speciale, dar nu știu ce. Solul e contaminat, așa, e plin de... Terenul e contaminat cu hidrocarburi. Așa. Dar contaminat la greu, că de zeci de ani a fost acolo. De și acum vor să recupereze, să construiască ceva. Dar nu se poate, că miroase urât de tot, miroase a petrol, la motorina, a tot ce vreți acolo. Da, tot legat de hidrocarburi. De acord, așa. Da. Și iau cu excavatorul, sapă așa un metru, dar îl mută într-o colo și vântură ca să-l ia să aerisească chipurile. Mintea lor crede că asta se recuperează. Așa nu se recuperează, că asta solul este atacat chimic. Dar n-ați sesizat primăria, n-ați sesizat garda de mediu, că ați zis că vă afectează direct, nu? Da, n-am sesizat garda de mediu, dar le-am zis lor, ce domne așa am primit dispoziție să fac? Păi, excavatoristul, da? Nu e chiar așa, excavatoristul, nu-i de vină ăla. De acord. Azi au zi liberă. Nu fac asta. Dar aici pare să fie terenul despre care vorbește Moșu. Pe strada Carpați. Nu simt niciun miros, dar sper că nu e de la COVID. Doar de la faptul că au oprit lucrarea. Pe motiv de weekend. Poate că autoritățile observă situația și intervin ca să fie conform legii.